Polițiștii nu au identificat autorii furtului cauciucurilor de iarnă a celor două autoturisme din municipiul Zalău. Cercetările continuă în acest caz. Prejudiciul se ridică la 600 de lei. Au fost identificate persoanele care au furat roțile a două autoturisme din municipiul Zalău? Până în prezent, polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea autorilor, dar și recuperarea prejudiciului care se ridică la aproximativ 600 de lei.